Un lucru care există pe eticheta produselor agroalimentare este termenul de valabilitate. Poate pentru mulți dintre noi este doar așa o noțiune abstractă, fiindcă, din păcate, nu toată lumea se uită cu adevărat să citească ce înseamnă termenul de valabilitate, mai ales că apar aceste două expresii, a fi consumat până la data sau de preferință până la. Cele două până la urmă sunt similare. Important este să citim termenul de valabilitate în momentul în care achiziționăm un produs. Și cred că nu înseamnă mai mult de maxim o secundă, două, dar neapărat coroborat cu termenul de valabilitate al acestui produs trebuie să fie neapărat și modul de depozitare. Degeaba cumpărăm ouă, degeaba cumpărăm carne sau produse care sunt perisabile și le păstrăm la o temperatură mai înaltă, fiindcă chiar dacă vor fi în acel termen de valabilitate, ne trezim cu ele că nu sunt bune pentru consum. Și cel mai simplu este în momentul în care cumpărăm astfel de produse, le punem în mașină sau mergem cu troleu, mai mergem să luăm copilul de la școală, mai trecem pe la părinți, mai ne oprim cu cineva la scara blocului să mai discutăm ceva, trec vreo două ore la o temperatură neconformă pentru acele produse, ajungem cu ele acasă, le punem în frigider, le punem în cămară și s-ar putea ca acele produse să ne facă mai mult rău decât bine. Ele sunt în termen de valabilitate, dar n-au fost păstrate la acea temperatură conformă pe care o dă producătorul. Așa că Termen de valabilitate neapărat coroborat cu modul de depozitare, și cred că fiecare dintre noi, indiferent de pregătirea pe care o avem, putem să facem acest lucru. Dacă scrie că un produs nu trebuie să fie păstrat la mai mult de 5 grade. Să fim atenți din perspectiva asta. Dacă un produs spune că trebuie să fie la loc umbros sau să fie la un loc uscat, să fim atenți. Și nu uitați, inclusiv pastilele și medicamentele au termenul de valabilitate. Așa că, mai ales pentru aceste produse care ar trebui să ne facă viața mai bună, să ne uităm la modul de depozitare și termenul de valabilitate. Fiindcă altfel ne trezim cu niște produse care, în loc să ne facă bine, s-ar putea chiar să ne facă rău. Așa că, în momentul în care am decis să cumpărăm, că cumpărăm mâncare, cumpărăm pastile, cumpărăm produse care au această atribut al unui termen de valabilitate coroborat întotdeauna cu modul de depozitare, cred că fiecare dintre noi trebuie să fim mai responsabili. Cumpărăm ouă, de exemplu, și le-am plimbat prin soare, ne trezim acasă că poate sunt pui, Doamne ferește, avem probleme foarte mari de sănătate. Iar păstrarea acestora în frigider, să nu uităm, sunt spații diferite în frigider, Temperaturi diferite în frigider și așa că ouăle le punem în spațiul de ouă, margarina și untul în spațiul de margarină și unt, legumele la legume, fructele la fructe, ca să avem până la urmă produse conforme. Cred că nu înseamnă mult timp pentru fiecare dintre noi să citim măcar termenul de valabilitate coroborat cu modul de depozitare. Avem orice suspiciune, orice întrebare, Infocons, descărcăm aplicația gratuită Infocons, scanăm codul de bare al produselor, avem toate aceste informații și pe eticheta produsului și în aplicație, iar dacă, Doamne ferește, un produs nu este conform, chiar dacă el este în termenul de valabilitate la raft sau avem anumite suspiciuni, 021-9551, numărul unic de protecție a consumatorilor, sau direct din aplicația gratuită Infocons, fiindcă până la urmă nu mai putem spune, nu știm, nu facem, ne uităm la această emisiune și. Cu ajutorul Infocons vă ajutăm să devenim cu toții consumatori mai buni, mai responsabili și până la urmă mai cu o nouă atitudine.